Salut! Pentru florile pe care le am în balcon, vreau să montez un glaf pe acest zid. Pentru că apa cu care ud florile se mai scurge din vase și murdărește pervazul acesta. Nu-mi place pentru că nu le pot șterge frumos și rămân urme de apă și de pământ. Așa că mergem în grădină să luăm un glaf pe care l-am recuperat de la tomberoane. Cineva l-a aruncat, nu i-a mai plăcut în casă, eu l-am luat și l-am păstrat în speranța că îi voi găsi o utilizare potrivită. Astăzi a venit ziua potrivită pentru acest blat din marmură, pe care trebuie întâi să-l curăț de resturile de adeziv cu care a fost fixat la persoana respectivă în casă. Măsurăm dimensiunile de care avem nevoie, în cazul meu 20 de cm în lățime și 143 de cm în lungime. Obțin dimensiunile acestea prin tăiere, pentru că glaful acesta este mai lat, cu încă vreo 4 cm. Îl tăiem cu polidiscul, cu discul diamantat și îl pregătim pentru ce avem nevoie. Al doilea blat îl dimensionăm și pe el și bineînțeles că îl vom tăia în continuare pentru a-l potrivi exact în locul unde va fi montat. Pentru montaj voi folosi un adeziv pentru gresii și faianță de interior pe care îl pregătim simplu, standard, cu apă. Aducem blatul de marmură și îl pregătim pentru montajul pe pervazul ferestrei din terasă, din balcon. După o scurtă verificare, vedem că se potrivește și acest blat de marmură ne asigură o lățime mai mare decât pervazul inițial, o lățime cu 2 cm mai mare. Pervazul avea 18 cm, iar glaful din marmură are 20 de cm. 2 cm sunt suficienți pentru a forma picătura care să curgă direct pe jos, să nu mai se prelingă pe perete. Punem adezivul pe care l-am pregătit, ușor cu un șpaclu, după care atașăm glaful din marmură. Cu o tasare ușoară îl potrivim și îl presăm pentru a face un contact cât mai bun cu adezivul pentru gresie și faianță. Punem și a doua bucată de marmură, o presăm și pe ea încet pentru a face contact ferm. Micile retușuri inerente trebuie și ele făcute, după care trecem la curățarea plăcii noastre de marmură. Fiind o placă recuperată, nefiind nouă, mai prezintă mici imperfecțiuni și urme atât de adeziv cât și de vopsea. Urme pe care le îndepărtez prin curățare cu o hârtie abrazivă. Hârtia abrazivă este perfectă pentru a curăța marmura, pentru că realizează un contact ferm cu aceasta și reușește să îndepărteze un strat fin din stratul de marmură și, bineînțeles, odată cu ea și mizeria atașată. După ce l-am șlefuit acolo unde a fost nevoie, cu o cârpă simplă îmbibată în apă, o șterg, fac ultimele retușuri necesare și blatul nostru de marmură este montat. Uitați cât de bine arată acum cu florile puse pe el. Apa care se va mai
scurge accidental din vase, nu se va mai prelinge direct pe zid și vor forma picături care se vor scurge direct jos pe gresie. Eu consider că este frumos și igienic. Atât pentru astăzi, până data viitoare vă urez multă sănătate și aveți grijă de voi!